Cele 34 de percheziții au loc în municipiul București și în județele Prahova, Ilfov, Suceava și Iași. Acțiunea a vizat un grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spalarea banilor. Anchetatorii spun că în perioada 2012-2014 persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. Astfel, administratorii unui număr de 20 de societăți comerciale au înregistrat în evidențele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, având ca drept scop sustragerea de la plata taxelor și impozitelor. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 37 de milioane de lei, reprezentând impozit pe profit neconstituit și TVA dedus în mod ilegal. Suma de 117 milioane de lei, reprezentând suma rulată prin acest circuit financiar, reprezintă produsul infracțiunii de spălare a banilor. Printre suspecți este și vestita stilistă Adina Buzatu. Ați făcut evaziune fiscală? Este deja al doilea dosar în care sunteți cercetată. Mendul dumneavoastră va avea de suferit? Procurorii urmează să decidă ce măsuri iau împotriva suspecților.